Salut și bine v-am găsit la un nou vlog pe canal. De data asta avem un nou vlog cu Elsa, pentru că a văzut că v-a plăcut foarte mult vlogul anterior și am zis, bă, de ce nu? Hai să mai facem un vlog să vedem dacă încă vă mai place. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți astfel de vloguri. Și am zis, mă, ar fi o idee bună să facem un vlog pentru că n-am mai făcut de ceva vreme un vlog cu ea și știu că foarte mulți dintre voi vreți să vedeți evoluția ei, să vedeți cum crește și chestii de genul ăsta, pentru că dacă vă uitați la primul vlog pe care l-am făcut, e foarte, foarte micuță. Și acum e dita mai bestia. Uitați-vă și voi cât de mare e. E mărișoară Elsuca. Da, e mărișoară. Aoleu. Dar a rămas tot la fel de periculoasă. Adică trebuie să ai grijă cu ea. Trebuie să ai grijă că dacă vine mâna așa, este o amenințare. Și hop, ți-a dat una. Adică ați înțeles despre ce e vorba. E acum, e la vânătoare. Deci ea zice că mâna asta reprezintă o amenințare pentru ea. Ia uitați-vă, vine mâna, vine. M-a plesnit, ați văzut? M-a și plesnit. Ia vine pe aici mâna. Hop. Bă, deci nu știu, de când o avem pe Elsa, nu există moment în care să mă plictisesc. Deci nu ai cum. Când o ai pe Elsa, nu te plictisești. Uite, dacă fac așa, să-i tot pe mâna mea. Ia, sucă, ce zici? Ia să văd, ce faci tu dacă eu vin așa la tine? O, ce mă linge, drăguța de ea. Măi, nu fi rea, auzi? Eu te ce rea e, deci uitați-vă și voi. Eu vin la ea să zic așa, măi, măi, Elsa, să o mânghi, să zic, ce mai zici, ce mai faci? Bine, dar nici ea nu mușcă foarte tare să zici că îți dă sânge la ceva de genul ăsta, deși dacă ne mai jucăm și să ne mai jucăm pe aici, te poate zgâria din greșeală. Ce faci tu acolo pe pat? Ce faci pe pat? Ia. Yeah. Acum o să încerc să mă ascund. Ia uite ce sare. Deci fiți atenți, acum ne ascundem amândoi, da? Deci acum ea nu mai știe unde sunt eu și eu nu mai știu unde e ea. Deci ați înțeles, da? Și mă vânează, nu vă fie acest griji că e undeva. Ia uite. Hopa, e la vânătoare. Ia uite. Mi se vede doar ochiul. Alo, Elsa? Ești bine, mamă? Ești bine, mămică? Yeah. Acum încă mă mai vede, știi, dar dacă stau așa... Ia uite-o! Aoleu! Ce faci, nebună? Undeva pe după pătură și mă vânează. Aoleu! Practic așa decurge o zi din viața ei. Se joacă toată ziua, n-are nici măcar o singură treabă. De la pisica un șoricel care scoate sunete în momentul în care se mișcă și ne nebunește, frate, cu șoricelul ăsta. Adică uitați-vă și voi. Nu, n-ai șanse. Deci n-ai șanse. Dacă îi da șoricelul ăsta... Ia uite, hopa, băi, bă, alu, ușurel, bă, mică, ușurel. Ia, nu că ce ai el. Ia șoricelul, hai. Hai, du-te la, hopa, Doamne, ferește. Eu v-am zis, deci e nebunie cu șoricelul ăsta. Uite, ia șoricelul, hai. Nici măcar nu trebuie să-l miști foarte mult și deja face zgomotul ăla infernal. Ochișorii ei, în momentul în care e la vânătoare, îi se fac pupilele așa foarte, foarte mari. Ia uitați-vă, vedeți? Doamne, e deci. Ia, coada asta te interesează? Cred că coada asta o interesează mai mult la șoricel decât șoricelul în sine. Asta? Nu-i da mai cu lăbuța așa. Ia de aici. Ia de aici dacă vrei. Pa, nebunie cu șoricelul. Da, vreau să iau mai multe jucărele, dar nu știu exact ce să iau, nu știu ce îi place. Văd că șoricei în general se joacă foarte, foarte mult cu ei. Bine, depinde și ce e șoricel, dar în mare parte ăștia micuți cu codiță îi plac foarte, foarte mult. Am mai încercat să mai luăm diferite jucării, unele îi plac, unele nu îi plac, acum na, depinde în funcție de fiecare pisică, vă imaginați și voi. Nu, ce-ai făcut cu șoricelul? Zici și mie. Ce-ai făcut cu șoricelul? Unde l-ai dat? Unde ai dat șoricelul? L-ai băgat acolo și nu-l mai scoți, așa e? Și are obsesia să bage șoriceii ăștia peste tot, adică pe submobilă nu-i mai scoate de acolo și pe aia mă duc cu submobilă și mă uit și efectiv găsesc morman de șoricei, frate, morman de șoricei. În schimb, jucăria asta, nu știu în ce material este făcută, dar îi place foarte mult, adică aici stă destul de des, pentru că vedeți cum e curbat așa și stă perfect aici. E un fel de material, zici că e un fel de carton. Deci zici că e un fel de carton, dar îi place la nebunie. Adică uitați-vă și voi la ea. Ce? Ce s-a întâmplat? S-a auzit ceva zgomot aici?
Să auzi ceva zgomot aici în suța? Hai să mai bagă și aici. Bine, aici încăpea mai bine în momentul în care era mai micuță. Dar și acum încă se bagă în chestiuța asta. Și culme, n-am dat foarte mulți bani pe chestia asta. Adică a fost destul de ieftină. În general sunt scumpe, dar cu cât e chestia asta mai mare, cu atât e mai scumpă. Nu găsești, să uită după asta. Cred că îi place mai mult, sincer să fiu, cred că îi place mai mult ața aceasta decât îi place jucăria în sine. Adică am observat chestia asta, îi place să ia ața aia, să plimbe jucăria. Uitați-vă și voi. Și ia pur și simplu pe ea în genul la plimbare, ceva de genul ăsta. Ce faci tu acolo, mă? Ce faci tu acolo? Ia zi-ne tu. Bucur că vă plac vlogurile cu Elsa, mulțumesc foarte mult și bănuiesc că și Elsa vă mulțumește pentru toate like-urile și toate aprecierile pe care îi le oferiți. Elsuța o să primească ceva de mâncărică aici frumos, frumos. Uite așa, uite așa. Da. Ia de aici. Hai, du-te și papa. Uite și papa. Nu vreau să-i pun nici foarte mult, dar nici prea puțin, știi? Trebuie să fie balansat așa. Bineînțeles că are nevoie și de niște apică, așa că îi punem aici din plin. Vă arăt așa o joacă pe care o facem noi. Eu stau cu mâna sub o pătură, iar ea încearcă să mă vâneze. Și după cum vedeți, vine și reușește să mă prindă de fiecare dată. Este o mare, mare vânătoreasă. Uitați-vă la ea din pregătește, iar când prada dispare, dintr-o dată parcă vrea să vină repede. Ia uitați-vă la ei, uitați-vă la fățuca ei, ce atentă e. Și uite acum când iese așa puțin, wow! Deci acum a ieșit mâna de sub ăsta și acum pleacă mâna, s-au zgomote. Ia uite cum se uită. A plecat mâna, foarte concentrată, uitați-vă ce expresie are. Deci mă amuză foarte, foarte tare când o văd făcând așa. Că aproape e pe piciorul de a sări, dar parcă n-are încredere, zice, bă, să sar acolo, să nu sar. Asta e una recentă, nu cred că v-am mai arătat-o pe asta până acum, dar și asta îi place destul de mult. Ia uitați-vă, hop, haide în suță, bam. E, le prinde de multe ori, să știți, adică, hai că te iau de lăbuță, te iau de lăbuță, să știi. Da. Se bagă acolo chit că jumate din ea nu-mi cap, dar... Da, când era micuț se încăpea perfect aici. Dar acum, na, înțelegeți și voi. O să trebuiască să-i cumpăr alt ansamblu de ăsta. Poate știți voi unul ca lumea și să-mi scrieți în comentarii, să-mi recomandați, zici, bă, poate cumperi ăla de la nu știu care sau habar n-am. Deci avem aici capul, da, și cealaltă jumătate. Elsa, stai bine? Stai bine? Ia zi. Dar de ce? Dar de ce faci așa? Te linți? Ia uite mă că am căput cu totul. Ce ziceam eu că nu încape? Ziceam eu că Elsa nu încape, când de fapt ea încape cu totul. Dar pisicile își pot face corpul așa, știi, să stea în foarte, foarte multe locuri în care nu te-ai gândit că ar putea să încapă. Dar da. Elsa, e cam nervoasă așa. E cam nervoasă așa, a? Ia zi. Ia-te. Uite ce periculoasă e. Uite ce periculoasă e. Da, cineva m-a întrebat dacă Elsa este murdară pe lăbuțe și nu este murdară. Așa este ea. Vedeți că are niște gri. Prima dată când am luat-o, nu prea se vedea pe lăbuțe, nu prea te dai seama și nici pe coadă. Coada era destul de albă. Am așa că vedeți, dar coada este așa, are niște dungulițe și de asemenea lăbuțele, zici că e mereu murdară pe lăbuțe. Deci uitați-vă cum are lăbuțele, da? Deci zici că e mereu murdară pe lăbuțe și ea de fapt nu e murdară pe lăbuțe, n-are nicio problemă, dar așa are și la urechiușe și la năsuc și lăbuțele și coada, deci ea nu este albă. Și m-a întrebat cineva ce rasă e Elsa, este Scottish Fold Color Point. S-a obișnuit cu noi, adică ne știe programul, ne știe când ne ducem să filmăm, în momentul în care ne ducem să dormim, vine cu noi și doarme, se pune lângă noi în pat, adică, nu știu, face parte din familie. Ești curioasă? E curioasă să vadă ce e? Deși știe ce e, că s-a jucat cu chestia asta de 1 milion de ori. Trebuie ea să vadă, trebuie ea să vadă ce e, neapărat. Pisicile sunt așa de curioasă. Adică, nu știu, mor de curiozitate. Trebuie să vadă ce e, nu se poate, deși știe. Așa, așa, dă-i. E box aici. E mare box. E ce lungă e. E mare box, Elsuță. Eu v-aș juros ăsta de nervi.
Roada asta de nerf, că a scăpat mingiuța. Uitați-vă-l. Dar de ce faci așa? Dar de ce faci așa? Ești nervoasă? De ce faci așa, zi? Alo? Alo? V-a boxat, deci v-a dat mare croșeu. E lumea acum, dă-l încoace. Nu, dă drumul. Elsa, dă drumul. Uite cum se ține de el. Nu mi-l lua. Și ca să răspund la întrebare, foarte mulți oameni m-au întrebat ce vârstă are Elsa. În momentul de față are 5 luni. Dar să scrieți în comentarii dacă vreți să mai vedeți astfel de vloguri pe parcursul lunilor, să vedeți cum evoluează, pentru că ea o să facă și mai mărișoară pe parcurs și o să mai treacă lunile. Și da, cred că e interesantă chestia asta, să vedeți cum evoluează Elsuca. Dar da, ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonajul de like. Și bineînțeles că noi ne vom auzi data viitoare.